Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. La o fată mai frumoasă nu încăpeau flăcăi în casă. La o fată mai frumoasă nu încăpeau flăcăi în casă. When the future of a small village in the northern part of Moldova is clouded by the country's most recent energy crisis, the people hold their heads high with pride as they try to adapt. Deci, eu sunt Lidia Panici, din satul Vărâncău, raionul Soroca, Moldova. Trăiesc în acest sat de acum de 40 și ceva de ani. După terminarea școlii pedagogice din Soroca, am fost repartizată în părțile locului ca educator de muzică la grădiniță și profesor de muzică la școală. Și acum, de acum de 22 de ani, sunt conducătorul la ansamblul la izvoare din localitate. Dar am zis că să formez ansamblul ăsta ca să mobilizăm cât de cât lumea, să mă uităm de griji, de nevoi, ne adunăm. Facem repetiții, ne pregătim de concerte, de festivale și mai uităm de, așa, de rutina de acasă. De grabă fac 63 de ani, dacă ajungem în ianuarie. Lucrez în acest domeniu de acum 43 de ani. Niciodată n-am schimbat specialitatea, niciodată nu m-am gândit că am să las lucrul, să las casă, să las satul și să mă duc peste hotare. Și mă bucur de o perioadă încoace, e cam greu de trăit în sat. Te-ai văzut, Steve? Bine, dar... Și mai bine. Domnul ține cu noi că, în primul rând, e o iarnă blândă. Nu e o iarnă geroasă și si de foc să trebuiască mai multe. Și vreau să zic că noi acum aducem lemne, chiar ieri am adus la persoane care sunt persoane singurații, persoane cu dizabilități, de la pădure, încăsit
oameni care au mers la încărcat la lemn la pădure și ieri au fost distribuit, ieri și alta ieri, două zile, care am îndestulat oamenii din localitate care sunt singurați și cu necesitatea de lemne pentru iarnă. Oamenii se încălzesc pe doaza de bază de lemne cărbune, fiindcă numai gaz avem numai la gimnaziu. Numai gimnaziu din localitate este cu gaz, dar oamenii n-au gaz până fie, n-au. Nu s-a reușit ca să implementăm proiectul și cu gazul la oameni. Și numai gimnaziu e provizionat cu gaz. La o persoană, 4-5 metri cel mult pe iarnă, nu ajunge ca să iasă din iarnă. Fiindcă la țară, gospodării din Usmar, nu sunt cu cazanțerii, toți cu sobi și cu interiorul camerei și e mai ușor de încălzit o casă, o cameră mică decât o casă toată întreagă. Păi până fie lemn nu e suficient, dar ar să fie, fiindcă merg tăiturile și lemn ar să fie îndestolate toată populația cu lemn. Știți, știm cam cu grijă. Să aude, ba, cu ajuns o bucată de rachetă într-un loc, ba, într-o livadă. Ați auzit, cred că, de chestiile astea. Și chiar e aproape. Satul ăsta nostru, e Pstinistru, aici Pstinistru, e Ucraina. Tot Pstinistru, mai mergem încolo în vale, nu departe, e Transnistria. Și într-o vreme chiar cineva spune că s-au auzit undeva, cred că aproape, dacă e Ucraina, s-au auzit și pe la noi, s-au auzit bubuitori. Ne-i îngrijă tare, dar totuși parcă așa mă gândesc, poate a fi tot bine, nu știu ce-a fi. La noi în sat, eu personal, adică și pe mahală care mai sunt, ne încălzim cu lemne. Mai cumpărăm cărbuni, dar sunt că au cazane pe gaz, dar și fel de gaz, cumpără baloane, butelii cu gaz și așa și-au făcut sistemă de încălzire. Că se încălzește chiar tot acolo le trebuie o cameră, două, să încălzească. Fiindcă s-au ridicat prețurile la electricitate, au afectat tare lumea, pentru că mulți greu plăteau și când era 2 lei, dar acum 4 lei. Voi fi în stare să plătesc, că mă stărui, să fac economie, iată, becuri, este economie, stâng, unde trebuie, niciodată nu arde lumina, așa, aiurea, cum s-ar zice. Anul ăsta îl terminăm cu bine, fără neajunsuri, avem și echitare luminat, stradală l-am stopat, dacă arde tot noapte, acum arde 4-5 ori și gata, fiindcă lumea trebuie să ne înțeleagă că e criză, nu putem să... Dar eu cred că care au fost gospodari în viața lor, știu să facă, să trăiască în orice condiții. Au trecut prin boli multe, au trecut prin război. Lumea în vârstă, care acum sunt la 80 de ani, doar ei au trecut și prin război care l-au dus Germania aici. Au trecut prin foamete, s-au putut descurca așa, înșetșor. Și apoi eu mai am așa o vorbă, depinde cum te potrivești.